Numai puțin de 10 persoane angajați sau foști angajați ai Complexului Energetic Oltenia au fost audiați la sediul IPJ. La mijloc ar fi, spun anchetatorii, un prejudiciu de 2,8 milioane de lei produs între 2009 și 2013 prin decontarea mai multor porții de hrană caldă destinată minerilor care, în fapt, ajungea și la fotbaliștii de la minerul Motru. Totul a ieșit la iveală după o verificare a corpului de control din cadrul CE Oltenia. Au fost constatate diferențe între aceste situații, ce au fost înaintate organelor de cercetare abilitate. În funcție de rezultatul cercetărilor, Complexul Energetic Oltenia va lua măsurile ce se impun. Doi dintre cei audiați au fost reținuți pentru 24 de ore. În sarcina acestora a fost reținut comiterea infracțiunilor de delapidare și abuz în serviciu. Mă plimbe! Lăsați-mă, domnule, cu acest lucru. Cine va cere contările fictive? În fapt, din cercetări a reieșit că în perioada ianuarie 2009-aprilie 2013, în calitate de angajați ai fostei SNLO, a dispus folosirea fondurilor destinate achitării meselor personalului angajat pentru decontarea ilegală unui prestator de serviciu a servirii meselor de sportivi din cadrul clubului sportiv Minerul Motru. Cei doi suspecți vor fi duși mâine la parchet pentru noi audieri.